și a dat drumul la părți, că așa s-a trezit, nu că... Nu. Mergem pe munte, varianta Vârfom, Cabana Patina și Vârfom. Pe drum vom vedea noi unde ajungem, de fapt. Ia uitați, așa s-a trezit. Haideți, vă rog frumos. Bună ziua. Salut. Unde ești, Rafa, aici? Prezintă-ne acest... Am venit în minunata România. Da. Puteți vedea, nu sunt gunoaie. Da, super, super. Vine super. Un Volkswagen Mercedes. Mamă, mamă, Ionela, ia zic. Ia, cum a fost? Deci, să vă spun așa, dacă n-aveți radio să vă cumpărați, dar îmi pare rău, e luat deja. Paul, nu știu, cred că tu îți dorești liniște decât dreptate, de cele mai multe ori, că altfel nu-mi explic. Victima. Victima, asta e. Hai mă, victimele nu poate să... Prietenii mei, am ajuns aici. Like și follow. În speranța că vom ajunge de fapt la destinație, măcar ne bucurăm de ce găsim pe aici, pentru că este foarte frumos. Și asta de fapt era în planul nostru inițial, după care ne-am mai schimbat de vreo 3 ori. Da. Am schimbat planul, traseul de fapt. Și acum mergem pe canionul Horoabei, care inițial era al doilea traseu. Și da, acum mergem în speranța că vom ajunge undeva măcar. Am intrat, ne-am asigurat și e destul de frumos. Și dacă nu v-ați dat seama, am ajuns în peșteră pentru că am ratat intrarea spre canion, dar nu-i problemă că noi ne întoarcem și mergem și acolo, adică asta să fie problemă. Mamă, mamă! A, bine că am asta în cap. De altfel... A, nici nu mai știu câta schimbare de astăzi. Am încercat să mergem pe canionul Horoabelor, doar că noi nu știm traseul și este închis, adică nu e marcat. Și ar fi very hard for us, ținând cont că este 2:20, dar în spate superb, superb. Am fost la peșteră și acum încercăm să urcăm spre Omu, cred, mă rog, cât putem să urcăm. Și aici, unde am stat noi, este o rezervație floristică, ne-au spus, că sunt niște domni în spate de la Jandarmeria Montană și nu știu ce. Și da, ne-au zis să plecăm. Noi am mâncat un pic aici, cum vedeți. Dar vreau foarte mult să merg în canionul ăla. Nu știu când, dar plănuim să mergem. Thank you.
Deci după ce am schimbat 300 de milioane de trasee, ne ducem pe unul până unde am reușit să urcăm și apoi coborâm. Ca să nu spunem că n-am urcat. Oricum, oricum este o zi superbă de de plimbare prin orice traseu montan pe care îl găsești și este foarte plăcut, dar că da, urci, că mergi pe munte, știi. Și ca să știți, mergem pe șaua Struga, Strugului, sigur. Singură. Ei s-au oprit undeva în spate acolo, cred că se văd. Dar eu merg, că eu merg mai încet și mă prind din urmă. Ca idee, este un traseu, bine, nu l-am terminat încă, dar până acum este un traseu ușor, spre mediu, să zic așa. Adică nu e greu, am fost pe unul care a fost foarte greu, cel cu babele. Pe jepii mici parcă am fost. Ăla da, a fost greu. Adică mergeam efectiv 5 pași și nu mai puteam. Dar ăsta e o urcare ușoară. Mai ales pauze și chestii. Nici o problemă. Și am prins și o vreme bună. Acum este un pic înorat, dar oricum e cald, ceea ce e bine pentru că sunt la Maieu. Adică mai adie vântul. Rece așa un pic, da? Este superb. Hai că mai merg să vedem unde se termină, deși văd că mai e o grămadă. Șarpile, n-auzi? Eu nu o-ați trage. Arpile! Arpile? Ce e ăla? Arpile! Toate arpele! Și țoalele! Zici da, tu!